Și domnilor, pentru că vin informații de ultimă oră. Atenție, locuitorii dintr-un sat din Prahova au băut timp de un an apă contaminată cu arsenic, asta din cauza birocrației. Mergem în Prahova, acolo este colegul meu Cristi Popovici, este alături de oamenii de acolo. Bună ziua, Cristi, și imediat o să vedem și reacțiile autorităților care sunt cel puțin scandaloase. Te rog, Cristi. Lumea asta e mai... Da, stau de vorbă cu localnicii, Berta, oamenii nu știau de problemă. Când ați auzit că e apa contaminată? Alaltă dimineața, a citit soția pe telefon, s-a anunțat. Și ce scria în mesaj? Nu știu, ea mi-a spus că e otrăvită apa, să nu bem. De două zile, practic. De două zile. Și de la Direcția de Sănătate Publică spun că problema este din ianuarie. A, dacă din ianuarie, de ce n-a anunțat din ianuarie? A anunțat? O să-i anunțat sau n-a anunțat? Nu știu. Încercăm și noi să aflăm. Cei de la Direcția de Sănătate Publică spun că au anunțat operatorul de apă, adică Hidro Prahova. Băieții, a trecut de vreo câteva ori pe acolo, a cerit contoar, a făcut ce pe acolo, dar nu a anunțat. Trebuia să nu se din casă în casă, nu? Eu cred. Așa era normal. Consumați apa din sistemul centralizat, nu? Pentru mâncare, pentru a bea apa? Da. Acum numai, cu două zile nu, dar până acum am consumat-o. Și vă este teamă acum să nu... Păi teamă... Teamă, dacă anunța că e otrăvită, e periculos pentru copiii mai mici, pentru ăștia. Am înțeles. Problema, Berta, este în felul următor. În urmă cu două zile, cei de la Hidro Prahova au trimis o comunicare, sănătate multă, au trimis o comunicare către primărie cum că apa din sistemul centralizat este neconformă, este contaminată cu arsenic. Am stat de vorbă însă cu cei de la Direcția de Sănătate Publică, care ne-au spus că au făcut analize prima dată în ianuarie, februarie și încă de atunci, da, în ianuarie, de la începutul anului. Din ianuarie, februarie au descoperit aceste valori ridicate ale arsenicului în apa potabilă și au anunțat de atunci, spun cei de la DSP, au anunțat de atunci operatorul de apă, Hidro Prahova, să anunțe mai departe primăria, cetățenii, că apa nu este potabilă. Însă acest lucru nu s-a întâmplat decât acum două zile. Bună ziua! Ați venit să luați apă de aici, de unde a pus primăria. Nu mai e potabilă, ce să facem? Ați auzit ce am spus? Încă din ianuarie-februarie ar fi problema asta, dar nu a ajuns informația și la dumneavoastră. Păi la mine m-a ajuns pentru că eu oricum am folosit din puț până acum. Aveți fântână proprie? Da. Și am înțeles că nici aia nu mai e bună, nu i-am făcut analizele să știu. Și am venit să iau apă de gătit, că de băut cumpărăm din asta, da. Exact, pentru gătit și cea care curge pentru spălat și ce mai poate fi folosit. Pentru spălat și centrală. N-ai ce să mai faci cu ea dacă nu e potabilă. Asta pentru gătit, v-am zis, adică pentru gătit restul, că pentru băut cumpărăm din asta la altă plată. Mulțumesc frumos! Berta, haideți să-i ascultăm și pe reprezentanții autorităților. Urmează primarul de aici din localitate, care a aflat de problemă în urmă cu două zile și a dispus aceste măsuri de a aduce apă oamenilor, apă potabilă. Însă cel mai important interviu este cel luat prin telefon unui reprezentant de la DSP, care ne-a spus că din ianuarie, nu mi-a venit să cred, însă omul s-a exprimat extrem de clar, din ianuarie au descoperit aceste valori ridicate ale arsenicului în apa de băut de aici din Mănești și de atunci au transmis operatorului de apă să dea informația mai departe către populație, iar acest lucru nu s-a întâmplat. Pe 4 ianuarie 2022 am notificat operatorul de apă asupra măsurilor pe care trebuie să le ia și am dispus informarea consumatorilor asupra restricțiilor amintite. Am repetat probele pe 25 ianuarie. S-a intensificat monitorizarea. Bine, noi avem în afară de această monitorizare intensificată pe arsen și monitorizare pe alți parametri bacteriologici, dar au fost ok. S-au prelevat în continuare probe de apă pe 19 octombrie, pe 15 noiembrie, acum în decembrie de câteva ori, chiar 3 ori. Și monitorizarea intensificată a vizat, cum am spus, și sursele de apă, fiindcă acolo se pare că este, adică sigur, acum este, am identificat că este problema. Din cele trei surse inițial, doar o sursă era cu parametrul arsen depășit și s-a dispus interzicerea folosirii acelei surse sau diluarea acesteia cu apă potabilă, dar cu condiția să se încadreze în parametrii de potabilitate a apa distribuită către consumatori.
Iar în acest context, iată ce spune și primarul din Mănești, pentru că ridică din numeri, spune că nu știa că apa este contaminată din luna ianuarie. Încă o dată, cei de la DSP spun că au înștiințat pe cei de la APE, iată. Deci încă din ianuarie, cei de la DSP au transmis operatorului de apă ca populația să nu mai bea apă din sistemul centralizat. Eu nu neg aceste informații, dar acum le aflu. Deci nu le știați? Operatorul de apă nu v-au spus lucrul acesta? Haideți să vă repet. Păi nu se pare grav că de un an de zile oamenii n-ar trebui să bea din apa asta? În ecuația asta, primarul sau autoritatea... Nu vă acuz de nimic, doar vă aduc la cunoștință un fapt. Am înțeles. Ideea este că autoritatea publică locală, reprezentată de primarul localității, în ecuația asta nu are decât să sprijine cetățenii și să le fiu alături în eliminarea acestor probleme. Eu nu am avut cunoștințe pentru că cei de la Direcția de Sănătate Publică nu îmi comunică mie ca și instituție aceste analize pe care le fac dumnealor. Cu cei de la apă, cu operatorul de apă, discutați? Eu da, am o relație destul de bună și comunicăm întotdeauna. Și nu v-au anunțat niciodată că din ianuarie au primit aceste interdicții de la DSP? Tot ceea ce m-am spus mai devreme, adică decât la un singur foraj depășește cantitatea asta de arsene. De acum, de acum două zile. Da, de acum, de ieri, nu de două zile, de ieri. Uitați, 15. Deci din ianuarie până ieri, cei de la apă, operatorul... Eu nu am avut cunoștință de tot ceea ce îmi spuneți dumneavoastră. Ei, foarte bine, asta zic. Este legătură directă cu noi domnul doctor Radu Țincu, este medic primar. Bună ziua, domnule doctor, mulțumesc foarte mult. Bună ziua, cu plăcere. Bun, spuneți-ne, vă rog, exact ce ar însemna, iată, această situație de un an de zile, niște oameni care să bea apă cu arsenic. Nu știm exact care este cantitatea. Probabil că nu este într-o calitate foarte mare, dar pe o perioadă foarte lungă, care ar putea să fie repercursiunile? Sigur că avem un standard pentru apă, undeva la 10 micrograme pe litru, să aflăm din măsurătorile autorităților care este această concentrație. Pe de altă parte, evident că depinde de durata de expunere. Ce poate să determine arsenicul? El realizează toxicitate sistemică, adică afectează toate organele, mergând de la tulburări neurologice, cum ar fi polineuropatii, cu slăbiciune musculară, crampe musculare, greață, vărsături, o inflamație digestivă, care dacă avem o doză suficient de mare, poate să determine chiar o gastroenterită hemoragică. De asemenea, dacă doza de arsenic a fost mare, va trebui să verificăm și funcția hepatică, pentru că o parte din biomarcării hepatici pot să arate inflamație hepatică. Și sigur, pe termen lung, sunt deschise chiar cazuri de afectare cardiacă. Însă trebuie văzut, pe de o parte, care a fost concentrația acestui arsenic în apa potabilă, durata de expunere a populației și evident că acești oameni trebuie să fie evaluați inițial de medicul de familie, iar acolo unde se găsesc semne de toxicitate să se măsoare nivelul de arsenic din organism pentru a putea să începem, dacă este nevoie, un tratament de eliminare. Corect. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor, pentru aceste informații extrem de prețioase și urmărim ceea ce se întâmplă în Prahova, în această comunitate.